După ce anchetatorii anticorupție au fost în vizită de lucru la primărie, Radu Mazăre a fost și el chemat la sediul DNA Constanța. De această dată, edilul șef a aflat că procurorii au extins cercetarea penală deschisă într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu. S-a extins urmărirea penală, fiind acuzat de abuz în serviciu, pentru că 4 funcționari publici care au fost trimiși în judecată în dosarul mare în 2008, nu i-am suspendat din funcție. Așa cum spune procurorul că zice la lege. În dosarul cu retrocederile? Da. Și acolo sunt niște funcționari publici ai primăriei care ar fi trebuit să fie suspendați din funcție. Cei 4 funcționari publici erau implicați într-un dosar de cercetare pentru retrocederi de terenuri. Pentru că nu au fost eliberați din funcții, salariul obținut de cei 4 ar fi fost ilegal. Ei sunt cercetați în dosarul în care eu sunt cercetat din anul 2005. Da, cu retrocederile, cu domeniul public și așa mai departe. În 2008 dosarul a fost trimis în instanță și eu sunt acuzat că de ce din momentul în care dosarul a fost trimis în instanță nu i-am suspendat pe respectivii din funcție. În ordonanța de extindere a urmăririi penale se arată că în cauză există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt. La data de 24 octombrie 2008, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a membrilor unei comisii de aplicare a legii 10 din 2001 din cadrul primăriei Constanța, din care făceau parte Mazăre Radu Ștefan, primarul municipiului Constanța, Constantinescu Nicușor Daniel, fost consilier municipal, Racu Constantin, fost director al Direcției Administrație Publică, Dospinescu Daniela Ramona, directorul Direcției Patrimoniu, Marica Ion, directorul Direcției Tehnic Investiții, Miron Dan, fost consilier municipal și consilierii juridici Tălpău Cristian, Chircă Nora Alina și Ghițulescu Bogdan, în sarcina acestora reținându-se infracțiunile de abuz în serviciu contra intereselor publice cu obținerea de avantaje patrimoniale cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals intelectual în formă continuată, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. De la acea dată și până în prezent, suspectul Mazăre Radu Ștefan, deși avea obligația legală conform articolului 86 alineatul 2 din legea numărul 188 din 1999, nu a dispus suspendarea următorului. Racu Constantin, Dospinescu Ramona Daniela, Marica Ion și Chircă Nora Alina din funcțiile publice pe care le dețineau în cadrul primăriei Constanța, fapt care a avut ca efect plata nelegală a drepturilor salariale către persoanele respective, precum și obținerea unor foloase necuvenite pentru acestea. Radu Mazăre este cercetat în mai multe dosare, iar unul dintre acestea vizează retrocedarea terenului aflat sub cazinoul din Mamaia, ancheta procurorilor privind posibilele fapte de corupție continuă. După ultima vizită a reprezentanților DNA la sediul primăriei Constanța, Mazăre a susținut că procurorii au verificat și au ridicat chiar și documente datând din anul 1995.